Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, îi îndeamnă pe locuitorii orașului să-și asigure locuințele împotriva dezastrelor, mai ales în contextul inundațiilor teribile din Spania. Edilul consideră chiar că legea privind asigurarea obligatorie a locuințelor ar trebui schimbată, în sensul ca populația să-și încheie polițele de asigurare atunci când își achită taxele și impozitele locale. Constantin Toma recunoaște că niciun primar din România nu a amendat până acum vreun cetățean pentru că nu a încheiat asigurarea obligatorie, dar îi sfătuiește pe proprietarii de apartamente sau case din oraș să-și asigure proprietățile cât mai repede pentru a nu fi sancționați. Legea este din 2008, 16 ani. Deci niciun primar n-a dat nicio amendă. Și nu cred că este vreun primar în țara asta să zică, bă, hai să înceapă cu mine treaba asta să dau amenzi. Cu toate astea nu s-au dat amenzi, dar uite, Buzău e printre cele fruntașe. Peste 30% din proprietari locuințelor din municipiul Buzău s-au asigurat. Deci oamenii știu despre ce este vorba și rog și prin intermediul dumneavoastră să-și facă această asigurare, pentru că este spre binele lor și suma este mică. Primăria Buzău este singura din țară care a asigurat toate clădirile ce aparțin municipalității. Deci ar trebui ca toată lumea să-și facă asigurări. Eu am dat un exemplu aici la primărie și am văzut că suntem unici la nivel național, atenție, prin care am asigurat toate cele 262 de clădiri care țin de primăria Buzău. Potrivit legii, primăriile ar trebui să aplice amenzi tuturor proprietarilor de apartamente și de clădiri care nu încheie o asigurare obligatorie. Primăria Buzău ar trebui mai întâi să emită somații în acest sens, însă acest lucru este destul de costisitor pentru administrația locală. Este important să ne asigurăm locuințele. Bineînțeles, am făcut dăm comunicate, dar ce spune în lege că trebuie să le facem somații, care ne-ar costa vreo 5 miliarde și ceva de lei, adică 500 de mii de lei, după care să începem amenzile, care, dacă te duci pe valoarea maximă, este mai mare decât valoarea propriu-zisă asigurării, care, ați văzut, sunt două asigurări acolo, care sunt asigurări mici. Deci cea mai mare, 130 de lei, cred, 28 de euro și cea mai mică, 10 euro, ceva de felul ăsta. Potrivit legii, privind asigurarea locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, republicată și actualizată, proprietarii sunt obligați să încheie o poliță de asigurare obligatorie a locuinței. Același act normativ arată că nerespectarea obligației de asigurare a locuințelor se sancționează cu amenzi cuprinse între 100 și 500 de lei.